doamnelor și domnilor, cred că cea mai mare virtute a omului, după credință, este demnitatea noastră, spirituală. Eu vă doresc să o simțiți până la sfârșit, această demnitate, și să o transmitem celor care vin din lumea noastră. Iar eu am să cânt numai două strofe dintr-o doină frumoasă, sper că e potrivită pentru acest moment și felicitări. De prin străințe tu fuge, nu aude vorbă duce, că pâinea de la străin ardă ai mânca de și lași frat și lași frat.